Domnului Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc, ne proșternăm în fața suveranității tale și de această dată și nu putem decât să-ți mulțumim că tu ești dătătorul vieții. La porunca ta venim în lumea aceasta și tot la porunca ta plecăm din lumea aceasta. Dar vreau să-ți mulțumesc din toată inima, Tată ceresc, că în pelerinajul nostru pe acest pământ ne dai posibilitatea să te cunoaștem pe tine. Și cunoscându-te pe tine, se schimbă perspectiva vieții, dar și perspectiva morții. Suntem la un serviciu de priveghi și cu această ocazie doresc mult de tot să mângâi tu familia îndoliată. Cine ar putea să încurajeze? Cine ar putea să îmbărbăteze așa cum tu o poți face? De aceea te rugăm din toată inima, binecuvântă-l pe fratele Vasile. Îți mulțumim pentru familia aceasta care pentru toți a fost un adevărat exemplu. Acum, în perioada aceasta grea, te rog din toată inima să dai certitudinea că despărțirea este doar temporară și în curând ne vom reîntâlni cu sora Lidia și cu toți acei care te-au iubit pe tine. Suntem într-o situație atipică și deși suntem puțini aici, sunt foarte mulți care sunt cu noi în Duhul și ne privesc prin internet. Te rog din toată inima pe toți să-i binecuvintezi și numele tău să fie înălțat și cu această ocazie. Glorificat să fii, Tată drag, în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Dragii mei, suntem într-o situație deosebită. Personal am participat la foarte multe privegiuri, dar la niciunul de acest gen. Suntem aici doar 8 persoane, dar vreau să vă asigur că în spatele undelor, în spatele camerelor de vedere, sunt sute care ar fi vrut să fie chiar fizic cu noi, dar ne urmăresc prin intermediul internetului. Vă binecuvântăm pe toți și dorim ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat și cu această ocazie, o ocazie tristă. Puteți să reașezați, să vă reocupați locurile. Suntem la un serviciu de priveghi și ne despărțim pentru o vreme de o persoană tare dragă, de cea care a fost Lidia Talpuș. Aș vrea să vă spun că toți suntem cu ochii înlăcrimați, dar toți avem nădejdea aceasta că despărțirea este pentru o scurtă perioadă și va veni vremea când ne vom întâlni cu sora noastră prea iubită. Pentru că a fost tare iubită, în cursul zilei de astăzi și ieri s-au primit sute de mesaje, nu vreau să exagerez, dar sunt sute de mesaje. Și toți ar fi vrut să spună un cuvânt de încurajare, un cuvânt de mângâiere pentru familia aceasta iubită. Ar fi fost greu pentru noi să selectăm din sutele de mesaje, dar totuși în seara aceasta simt nevoia să citesc doar două mesaje din unul din partea Institutului Teologii Baptist din București, unde sora Lidia a fost un pion de important, și unul din partea fratelui decan Odniel Bunaciu. Institutul Teologii Baptist din București. Întreg corpul profesoral, împreună cu studenții din cadrul Institutului Teologii Baptist din București, suntem alături de dumneavoastră în aceste zile de durere, în urma despărțirii de cea care a fost soția, mama și bunica dumneavoastră, sora noastră în Hristos, Lidia Talpuș. Îi mulțumim Domnului pentru dedicarea sorei Lidia în slujirea din cadrul Institutului Teologic Baptist, ca și cadru didactic de-a lungul a peste 25 de ani, alături de scumpul ei soț, distinsul profesor universitar dr. Vasile Talpuș. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă mângâie în aceste momente și să vă ajute să găsiți liniște în prezența păstorului cel bun. El este singurul ce ne poate duce în siguranță prin valea umbrelor morții pe țărmul celălalt. Ne poate da mângâiere prin cuvântul lui și speranță în promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos și a revederii cu toți cei dragi care l-au iubit și l-au slujit.
cu dragoste în Hristos, rector, conferențiar, universitar, dr. Daniel Mariș, Institutul Teologic Baptist București. Fratele Odniel Bunaciu scrie și dânsul: acum două zile am auzit cu surprindere și durere despre plecarea în veșnicie a sorei Lidia Talpoș. În numele colegilor de la Facultatea de Teologie Baptistă, aș dori să-mi exprim regretul și să transmit condoleanțe fratelui profesor Vasile Talpoș și familiei care rămâne în urmă. Sora Lidia Talpoș a însoțit cu credincioșie slujirea fratelui Talpoș, fiind un ajutor potrivit. Datorită talentului și a pregătirii sale, sora Lidia a contribuit timp de mulți ani la viața comunității academice a Facultății de Teologie Baptistă și a Institutului Teologic Baptist. Datorită eforturilor sorei, studenții au constituit formații muzicale care au participat mereu la viața comunității noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dedicarea sorei Lidia, pentru modul generos cu care s-a comportat cu toți cei pe care i-a întâlnit și pentru că a stat toată viața în slujire alături de fratele profesor Talpoș. Dorim ca Dumnezeu să-l mângâie pe fratele în primul rând, dar și pe restul familiei în aceste clipe. Cu prețuire, profesor Odniel Bunaciu, decan Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea din București. În numele colegilor și studenților din facultate. Sunt doar două dintre multele mesaje care au sosit în aceste zile. Dorim și noi să ne alăturăm și să spunem iubiților noștri că suntem alături de dumneavoastră. Ne rugăm și sperăm că Dumnezeu vă va întări, vă va sprijini și ne va binecuvânta împreună ca toți să-i slujim cu credincioșie Domnului nostru, așa cum a făcut-o și sora Lidia Talpoș. Spuneam că este o seară de priveghi atipică. Dacă n-ar fi fost pandemia aceasta, era cu siguranță sala neîncăpătoare. Dar salut încă o dată pe toți cei care ne priviți prin intermediul internetului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E adevărat, suntem puțini aici. Dar dacă Domnul este prezent în mijlocul nostru, suntem pe deplin satisfăcuți. Cântăm o cântare și în cântarea aceasta Mary va fi pionul principal. În fiecare seară când cerul e senin, înaintea lui mă închin. Eu vin să spun doar numele lui, să ascult doar vocea Domnului. În fiecare seară să vii înaintea Domnului, ce nu pot spune nimănui, să-i spui, să-i spui doar Domnului. În fiecare seară când trupul meu e frânt, privesc spre cer și seara
inima nu-i, să-i spui, să-i spui doar Domnului. În fiecare seară, când prin câmpii păduri sunt numai rugăciuni, las-ne să mai liniștit, mereu te rogă Domnului. În fiecare seară să vii înaintea Domnului. Să-i spui doar Domnului. E adevărat, suntem foarte puțini în jurul sicriului, dar suntem foarte mulți în Duhul. Biserica Betania în întregime este alături de familie. Și cred că toți privesc îndurerați asupra acestui aspect. De asemenea, membrii altor biserici din Sibiu sunt alături de noi prin intermediul camerelor de luat vederi. Dar nu numai sibienii urmăresc acest serviciu de privec, care spuneam este atipic. Dar foarte mulți din țară care au cunoscut-o pe sora Lidia s-au interesat cum ar putea să fie parte din acest serviciu de privechi. Și iată că tehnica ne ajută. Sunt foarte mulți din țară care sunt cu noi. Dar vreau să mai spun ceva. Nu numai din țară, din Europa, din multe țări, nici n-aș putea să le enumer pe toate, sunt foarte mulți care sunt alături de noi și ne privesc îndoieșați, cu lacrimi, dorind să transmită condoleanțe familiei iubite. Și ceea ce este mai mult decât atât. Și din America sunt foarte mulți care acum sunt cu noi. Mi-au spus, vrem să fim și noi parte cu voi și prin intermediul camerelor de la luat vederi, suntem alături de voi. Și ar fi puțin lucru să spun că sunt oameni de pe toate meridianele. Cerul întreg este alături de noi. Și aș vrea să auziți, frate Vasile, vocea blândă a Domnului Iisus care vă încurajează și vă spune că nu sunteți singuri. Pentru mine sunteți un exemplu demn de urmat. Și faptul că puteți în această seară să transmiteți un mesaj mă încurajează și cred că este o încurajare pentru toți cei care ne privesc. Prea iubiți ascultători, cei prezenți la această ocazie deosebită, cât și cei de pretutindenea care de la distanță în aceste împrejurări ne priviți și sunteți parte la această ocazie deosebită. Vă doresc din inimă bogata binecuvântare a lui Dumnezeu tuturora și aș dori să exprim câteva cuvinte despre faptul că noi, eu și cu familia mea, trăim într-adevăr niște clipe deosebite, niște zile deosebite, acestea de despărțire pentru totdeauna aici pe pământ, de către aceea care a fost scumpa mea soție Lidia, sora Mariei, mamă iubită, soacră și nepoată mai multor nepoți cu care a binecuvântat Domnul familia, membră a bisericilor unde am slujit de-a lungul zilelor, de-a lungul anilor și în sfârșit în Biserica Betania de aici din Sibiu.
Vreau să vă spun că se împlinesc zilele acestea numai puțin de 49 de ani și 5 luni de când ceream cu stăruință, fiind în lucrarea Domnului un tânăr absolvent al teologiei, o soție potrivită. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și vreau să vă mărturisesc tuturor aici, alături de sicriul cu corpul ei neînsuflețit, că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea într-un mod minunat și după mântuire mi-a dat un dar, ca cel mai mare dar în viața mea, pe Lidia Suciu, de aici din Sibiu, scumpa mea soție care a fost alături de mine în toți acești aproape 50 de ani de slujire. De asemenea, vreau să mărturisesc că, de fapt, a dus greul în cadrul familiei, eu fiind totdeauna implicat de plin în slujirea lucrării lui Dumnezeu, asupra ei, de-a lungul anilor, au venit toate responsabilitățile familiei și a celor trei copii și cel de-al patrulea care a fost chemat la naștere deja la Domnul. Și a fost, aș spune, o soție și o mamă eroină, pentru că nu numai că a purtat de grijă, cu toată dragostea, cu toată răbdarea, cu toată râvna și spiritul sacrificiilor, dar ea, soția mea Lidia, s-a și implicat în lucrarea Domnului în bisericile unde am slujit ca păstor în acești aproape 50 de ani de slujire. Așa că în aceste momente, când despre ea aș putea să spun doar atât că Domnul a binevoit, după atâta trudă de ani de zile, să o cheme la odihnă. Și sigur că Domnul este acela care nu numai că i-a dat odihnă, dar spune Scriptura, ferice de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni, că faptele lor îi urmează. Și apoi, sigur, noi, cei care rămânem îndurerați în această împrejurare, avem toată credința, toată încrederea că ne vom revedea potrivit făgăduinței Domnului Iisus Hristos în ziua când pe fiecare ne va chema și apoi în slavă vom fi pentru veci de veci împreună cu cei dragi ai noștri care au mers mai înainte. Vreau să vă spun că de când a plecat, mereu îmi vine să o strig ori de câte ori am nevoie, pentru că a fost ca îngerul meu păzitor totdeauna când am trecut prin multe încercări, fiind bolnav, fiind în spital, și în spital, și ziua, și noaptea, de multe ori că am trecut prin multe, ea a fost aceea care a vegat fără întrerupere cu spirit de sacrificiu și asupra mea și asupra familiei. Și vreau să spun că voi rămâne recunoscător lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare pe care mi l-a dat în scumpa mea soție Lidia, pe care acum a chemat-o la odihnă, și aș vrea să vă spun că n-am decât să spun binecuvântat să fie Domnul. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Eu rămân ca toată viața să-i fiu recunoscător pentru acest mare dar de care mi-a făcut parte în slujirea de peste 50 de ani în lucrarea Domnului. Și vreau să spun că, așa cum spuneam studenților mei la institut, unde de asemenea a slujit alături de mine și la Facultatea din București, la Universitatea București, vreau să spun că, după socoteala mea, i-aș acorda ei cam 70% din toată truda și slujirea de care Dumnezeu ne-a făcut parte în conviețuirea noastră împreună. De aceea n-am să spun altceva decât Dumnezeu să o odihnească în pace și Dumnezeu să-i dea răsplata cuvenită și să ne vedem cu bine, în slavă, cu noi toți cei dragi. În ce mă privește, sunt foarte fericit pentru că nu sunt singur. Sigur că
avem aici familia scumpă a fiicei noastre celei mai mari, Cristina, cu soțul ei, păstor în slujirea Evangheliei, fratele Simi Bâlc, cei doi dragi nepoți cu care locuim împreună, Dani și Emi, în aceeași curte și mă înconjoară cu atâta dragoste. Doresc ca Domnul să-i binecuvânteze. De asemenea, Maria, sora ei, care nu stă departe de noi la Târgu Mureș, suntem foarte, foarte apropiați. Și de asemenea, așa cum anunța fratele păstor mai înainte, Biserica Betania, unde am fost primiți cu atâta drag, este și am simțit în aceste împrejurări în mod deosebit că a fost alături de noi când trecem prin această împrejurare a despărțirii. Și bineînțeles că ne-au purtat și ne poartă în rugăciune și în această compasiune dumnezeiască. Totodată vreau să vă spun că mereu, mereu îmi vine să cânt cântarea La celea țărmuri dincolo de râu, o, ce frumoase locuri văd eu! O țară sfântă a sfinților, îmi pare că aud cântarea lor. Vino acasă, vino acasă, ei te așteaptă cu drag. Și parcă o văd pe soția mea, Lidia, care era o cântăreață, care s-a implicat în lucrarea Domnului în muzică din toată inima și cu toată râvna în toate bisericile unde am lucrat împreună, parcă îi aud vocea, că eu distingeam întotdeauna din orice cor, cântând acolo cu sfinții. Domnul cel atotputernic, care ne-a iubit și a iubit-o și pe ea, pentru că în ultima vreme a fost bolnavă, când din nou am căzut bolnav, a făcut totul și nu mai putea să împlinească toate neputințele mele și Domnul a chemat-o la odihnă. Încă o dată mulțumesc Domnului, voi mulțumi toată viața și spun: Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului să fie binecuvântat, iar pentru toate mesajele de mângâiere care mi-au umplut inima de pace și de bucurie când am văzut atâta nori de martori care ne sunt alături, îl glorific pe Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat în viața noastră cât trăim pe pământ și odată în veci de veci în slavă. Amin. Amin. Spuneam că serviciul acesta de priveg este un serviciu atipic datorită vremurilor care le trăim. Dar aș vrea să încercăm ceva ce nu cred că s-a mai făcut la niciun alt priveg. Acolo unde ești, în Sibiu, în București, în Cluj, în Anglia, în America, haideți împreună să cântăm. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și dacă a fost dorința fratelui Vasile, măcar două versete din cântarea 468. La cele țărmuri, dincolo de râu, o, ce frumoase locuri văd eu, o ceată mare de-a sfinților, îmi pare că aud chemarea lor, vino acasă. La cele țărmuri, dincolo de râu, o, ce frumoase locuri văd eu,
celelalte împărțirile nu sunt ușoare și în urma unor astfel de evenimente sunt lacrimi. Dar Domnul Iisus Hristos este Cel care șterge lacrima, dat fiind faptul că El ne dă nădejdea reîntâlnirii, așa cum am cântat și așa cum a exprimat și fratele Vasile. Totuși, în astfel de împrejurări, cuvântul lui Dumnezeu este Cel care ne mângâie și aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fie născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Am sentimente deosebite la acest priveghi. Nu mi-am imaginat că va trebui să vorbesc în fața unui sicriu, sicriu în care se află o persoană deosebită. Din toate mesajele care le-am primit, am putut constata că sora Lidia a avut ceva aparte. Și aș putea afirma și eu că sora Lidia pentru mine a fost o persoană deosebită, o persoană demnă de urmat, caracterul ei, caracter frumos. O cunosc din copilărie. Copil fiind, mergând la biserică, apreciam tare mult pe tânăra Lidia Suciu, care era sufletul corului. Dânsa cânta foarte bine, dar nu numai atât, era și o declamatoare desăvârșită. Apoi au trecut timpul și așa cum am citit, Dumnezeu a lucrat în viața dânsei în așa fel încât a recrutat-o să slujească împreună cu fratele Vasile într-o slujbă tare onorantă, pregătind oameni pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și așa că, frate Vasile, vreau să vă mulțumesc că dumneavoastră împreună cu sora Lidia ați contribuit și la formarea mea ca păstor. Și dacă ar trebui să vă spun ceva acum, să mă mărturisesc în anii studenției, dacă aveam o problemă, mergeam la sora Lidia și vedeam că se rezolvă, că sora Lidia era rezolvatoare. Am avut o profesoară de muzică, dar pe lângă faptul că ne-a fost cadru didactic, a fost un om apropiat, în care am putut să avem toată încrederea și ne-a sprijinit. Desigur, dumneavoastră erați la București, noi eram la Sibiu, dar am așteptat vremea când să vă întoarceți acasă. Și ne-am bucurat tare mult, venind acasă, a fost un real sprijin pentru Biserica Betania. Dumneavoastră prin propovăduirea cuvântului, iar sora Lidia prin ceea ce ne-a ajutat în ceea ce privește lucrarea muzicală. Corul s-a înviorat când sora Lidia îl conducea. Toți coriștii sunt înlăcrimați și toți coriștii au cuvinte la superlativ vis-a-vis de sora Lidia. Dar dacă am avut-o ca profesoară, vreau să vă spun că pentru o perioadă de timp am avut-o și colegă la Liceul Betania. Într-o criză acolo de profesor de muzică am apelat la serviciile dumneaei și cu drag a venit să ne ajute. Ceea ce vă pot spune este faptul că a câștigat respectul tuturor cadrelor didactice, iar elevii au îndrăgit-o tare mult. Desigur, sănătatea nu i-a permis să ne slujească foarte mult acolo, dar timpul cât a slujit acolo a făcut-o cu deosebită dedicare. Am putea spune multe lucruri frumoase la adresa sorei Lidia, la ultima vizită care v-am făcut-o, nu de mult. Sora Lidia
era tare preocupată de sănătatea dumneavoastră, în dorința ca dumneavoastră să vă faceți bine, să mergeți împreună la București pentru a ajuta alți studenți care se pregătesc pentru doctorat. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să nu mai mergeți la București, ci a dus-o în patria aceea deosebită. Perioada aceasta, când nu mai ne putem întâlni la biserică, este o perioadă grea și pentru sora Lidia și ne spunea dumneai că de-abia așteaptă să se ridice restricțiile, să fim din nou la biserică, să ne bucurăm împreună acolo. Aștepta să cânte în cor, dar Dumnezeu a recrutat-o pentru corul din împărăția sa. Dumnezeu să fie slăvit pentru astfel de oameni. Și mă gândeam, oare cine va lua locul? Fie ca fiecare să fim conștienți că locul acesta gol trebuie umplut. Și mă rog ca Domnul să scoată multe alte persoane care să-i ocupe locul. Suntem alături de dumneavoastră. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos este Cel care vă înțelege, Cel care poate să mângâie. Și am citit aici Psalmul 90, un psalm foarte cunoscut, foarte telegrafic, doar câteva gânduri vreau să încheiem. Spune aici omului Dumnezeu, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Și omul acesta spune din practica vieții. Probabil când a scris acest psalm, imediat prin mintea lui s-a derulat toată viața și și-a adus aminte cum Dumnezeu i-a purtat de grijă încă din primele clipe ale vieții. Pentru că știm istoria lui Moise, era sortit morții, dar Dumnezeu îl scapă și minunea lui Dumnezeu crește chiar în casa lui Faraon. Îi cunoaștem istoria. Dumnezeu îl ocrotește în casa lui Faraon, Dumnezeu îl ocrotește și prin pustie, Dumnezeu îl ocrotește chiar și atunci când era în fruntea poporului. Și mă gândeam că se potrivește foarte bine familiei Talpoș. Dumnezeu a fost adăpostul dumneavoastră, a trecut prin multe împreună. Dumnezeu v-a ocrotit, v-a povățuit întocmai ca pe Moise. Și ca și Moise, ați ajuns la concluzia că aveți de-a face cu un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care ne poartă poverile și dacă ne-a purtat până acum, tot Dumnezeu este Cel care ne poartă și în continuare și aș vrea să ne reamintim ceea ce spune Isaia. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Se uită Moise, omul lui Dumnezeu Moise, și îl apreciază pe Dumnezeul adevărat, spunând, Doamne, Tu ești Cel care creezi totul. Dumnezeul nostru este Creatorul cerului și al pământului. Dar nu numai atât, se uită omul lui Dumnezeu Moise și afirmă, Tu ești și Creatorul nostru, El ne-a făcut, suntem opera creațiunii sale. Tu zici când venim în lumea aceasta, Dumnezeu este suveran. El spune când venim în lumea aceasta și tot la decizia Lui plecăm din lumea aceasta. Așa s-a întâmplat și cu sora Lidia. Și apoi vine omul lui Dumnezeu, se uită la măreția lui Dumnezeu, apreciază faptul că Dumnezeul acesta măreț este suveran, este creator și experimentează ajutorul Lui. Dar pe de altă parte se uită la omul muritor. Și ce spune? Omul este o suflare și aici ne spune că viața omului este foarte scurtă pe pământul acesta. Din ceea ce ne-a spus frate Vasile, rezultă un număr de ani, dar când îi derulăm, parcă au trecut foarte repede și viața noastră, oricât de lungă ar fi, trece foarte repede. Este realitatea consemnată aici în psalmul acesta. Viața noastră trece ca un sunet, vrea omului Dumnezeu să ne facă conștienți că suntem străini și călători pe pământul acesta și folosește câteva comparații să ne dăm seama că viața pe pământ este foarte scurtă. Și ce spune? Ca un sunet, noi rostim sunete, sunetul se aude și după aceea dispare. Mai spune aici ceva, că suntem asemănători cu iarba care încolțește și seara se usucă. Toate zilele noastre pierd, vedem cum ni se duc anii. Și când tragem linie să facem socoteala, care este rezultatul? Trudă și durere, că-și trece iute și acum altă figură de stil spre a ne arăta cât de efemeri suntem pe lumea aceasta. Trece iute și noi zburăm.
Dar nu se oprește omului Dumnezeu la aceste adevăruri. Cel mai spune ceva, exprimă o dorință. Și dorința aceasta, de fapt, este cheia psalmului. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cum am putea să ne numărăm bine zilele? Cum am putea să numărăm viața aceasta scurtă, despre care spune Moise 70 pentru cei mai tare 80 de ani? Cum am putea să numărăm? Cum am putea să fim înțelepți? Înțelepciunea este adevărată să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate umbletele noastre. Și avem în fața noastră un om înțelept, care și-a numărat foarte bine zilele. Și zilele trăite pe pământul acesta le-a trăit în temere sfântă de Dumnezeu, în slujire pentru Dumnezeu, un exemplu pentru noi toți. Doamne, ajută-ne să învățăm din astfel de exemple. A venit vremea când să ne despărțim de sora Lidia. Dar nădejdea pe care o avem fiecare dintre noi este că despărțirea aceasta este pentru scurt timp. Și va veni vremea în care ne vom reîntâlni și sunt ferm convins că ne vom reîntâlni și cu sora Lidia, dar ne vom întâlni cu Dumnezeul sorei Lidia, care este și Dumnezeul nostru, o veșnicie întreagă. Acolo nu va mai fi plâns, nu va mai fi lacrimă. Este adevărat, la despărțire sunt lacrimi și despărțirile sunt dureroase. Dar nădejdea care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre face să trecem peste această durere și să așteptăm cu drag patria aceea despre care am cântat împreună. Va veni vremea aceea în care ne vom muta să cântăm în corul ceresc. Și probabil sora Lidia va fi dirijor. Domnul să ne binecuvinteze să ajungem toți în locul acela de fericire veșnică, un loc extraordinar. Și dacă îmi place să vorbesc ceva din Scriptură, îmi place să vorbesc tocmai despre locul acela pregătit. Deci asta face să piară lacrimile din ochii noștri, pentru că știm unde merg cei dragi ai noștri, într-un loc de fericire supremă. Să ne aducem aminte doar ceea ce spune Apostolul Pavel. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a osuit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru toți aceia care îl iubesc pe El. Deci încurajați de o astfel de perspectivă. Ne despărțim de sora Lidia cu speranța că va veni foarte curând ziua când ne vom întâlni cu toți cei dragi care au plecat înaintea noastră. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și mângâierea lui Dumnezeu tuturor celor din familie. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Vom încheia serviciul acesta de priveghi în rugăciune. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc, vreau să-ți mulțumim din toată inima pentru că Tu ești Dumnezeu. Vreau să-ți mulțumesc că ne dai posibilitatea să Te cunoaștem pe Tine și ne dai posibilitatea să experimentăm ce înseamnă o viață trăită cu Tine. Este adevărat că în lume avem necazuri. Și unul dintre necazuri este și cel legat de despărțire. Despărțirile nu sunt ușoare. Dar îți mulțumim de nădejdea care ai pus-o în inima fiecăruia dintre noi, că despărțirile acestea sunt de scurtă durată. Și ne vom întâlni cu toți cei dragi care au plecat înaintea noastră. Și ne vom întâlni și cu Tine în slavă. Și va fi o permanentă bucurie unde lacrimă, unde păcat, unde durere nu va mai fi. Doamne, dar până atunci, pentru noi cei care încă suntem în viață, Te rugăm să ne ajut să Te iubim pe Tine din toată inima. Și cu prilejul acestui priveg și cu prilejul înmormântării de mâine, Te rugăm din toată inima să mângâi, să încurajezi familia îndoliată. Îți mulțumim pentru exemplu creștin care ni s-a dat de familia Talpoș. Acum Te rugăm să rămâi cu fratele Vasile. Doamne, să-l sprijin totdeauna, să-i dai și sănătatea de care are așa mare nevoie. Să binecuvintezi și copiii care rămân în urmă. Să binecuvintezi și nepoții. Să binecuvintezi și Biserica Betania, din care ai luat o floare frumoasă, și locul dânsei să completezi cu alte persoane. Te rugăm să dai binecuvântare și în ziua de mâine la înmormântare.
Și te rog, Doamne, să binecuvintești pe toți cei care ne-au urmărit prin intermediul internetului. Numele Tău să fie glorificat pentru toate. Amin.